Bună ziua, domnule senator. Bine ați venit la noi în studioul BS News. Aș deschide interviul cu subiectul cel mai fierbinte al acestei săptămâni, primele zile post-congres. Cum arată PSD-ul astăzi, după, i-aș spune eu, cel mai important moment al său pe 2015, această reformare care tocmai a avut loc? Mi-e greu să fac o analiză foarte rapid, deși eu am criticat acea idee că partidul ar avea nevoie de o lună și jumătate pentru analiză post-congres. Sunt lucruri care s-au schimbat. Nu neapărat cu garanția că sunt cele mai bune soluții. Mie încă îmi sunt destul de neclare o serie întreagă de modificări aduse în organizarea partidului. Congresul, chiar și acesta, a avut câteva puncte din punctul meu de vedere, destul de neclare, dar poate că perioada care urmează ne va clarifica, ne va edifica și pe noi în ce ar consta schimbările. Alminteri, ce spunea Adrian Năstase, că există tendința unora de a face periodic reformă în partid cu fața spre trecut, se manifestă într-un fel. Și nu știu dacă este cea mai bună soluție, pentru că Partidul Social Democrat e un partid, ca orice partid de stânga, cred, e un partid de militanți, e un partid de activiști, e un partid de oameni care merg la luptă, care își asumă răspunderi, care vor să aibă lideri cu forță, care vor să aibă lideri care conduc, care dau o linie, care au o viziune, care au valori și principii cu care se pun în fruntea, să zicem așa, armatei. Știți că expresia cu poporul pesedist e a mea, dar a făcut-o celebră prietenul meu, Sorin Oprescu. Și atunci e greu de apreciat dacă în momentul de față Partidul Social Democrat are în frunte oameni care să ia steagul în mână și să meargă în fața trupelor asumându-și niște răspunderi. Dă impresia într-un fel că ar fi și acel sondaj sau acea consultare internă, dă impresia că liderii ar vrea să fie împinși de la spate de partid. Partidul să spună, domnule, luați-o în direcția asta sau luați-o în direcția cealaltă, preocupați-vă de problema asta sau de cealaltă. Eu cred că un lider adevărat este cel care dă linia și care își are în partid susținători, care își găsește între colegi experiențele necesare, capacitățile necesare, resursele, în primul rând umane, dar și de experiență, de pregătire, de inteligență, cu care să meargă în direcția pe care a ales-o. Nu să aștepte totdeauna să zică, dom'le, de ce trebuie să ne ocupăm? Vreau înainte să comentăm, să spunem așa, niște momente, niște flash-uri din acest congres, să-mi spuneți sincer părerea noastră cu privire la eliminarea, să-i spunem așa, din BPN a lui Ion Iliescu și trecerea sa, poate, în momentul de față, într-un con de umbră. Nu mai are nevoie PSD-ul de Ion Iliescu? Dă tonul în momentul de față tandemul Liviu Dragnea-Vasile Dâncu? Sau ce se întâmplă cu această trecere în adormire, să-i Acum, spunem în așa? legătură cu Ion Iliescu, eu cred că e mai mult o speculație. Ion Iliescu nu are nevoie de vreo funcție anume ca să spună părerea. Iar dacă părerea pe care o spune la un moment dat influențează sau nu lucrurile în PSD, nu ține cont de faptul că e Ion Iliescu președinte de onoare sau Ion Iliescu fost președinte al României sau Ion Iliescu pur și simplu. Bun, și atât. Din perspectiva asta, dacă nu a fost un gest cu anumită semnificație, domnule, să arătăm că ne-am rupt de Ion Iliescu și nu mai face parte din BPN în mod formal, cred că e o greșeală. Alminte, n-aș lua un tragic. Ion Iliescu nu cred că a mai participat la BPN de vreun an de zile. Cred că dinainte de alegeri. Și nu cred că ar fi fost oprit vreodată, să spună punctul de vedere, și nu cred că într-un vot al său în BPN ar fi stat consistența ideilor sau capacitatea de influență. Dar dacă nu este un gest cu o anumită semnificație, făcut cu o anumită ostentație, eu cred că e un lucru firesc. La urma urmei, nu în asta constă forța lui Ion Iliescu. Înțeleg. Haideți să luăm o serie de flash-uri așa de pe Nu că m-ați durata... întrebat și de tandem, dar ajungem și acolo, Da. bănuiesc că Vreau revenim. să luăm imagini așa și să le comentăm. Prima imagine. Liviu Dragnea ridică sale în picioare și vine cu o chestiune, zic eu, bizară, acele scuze prezentate pentru, nu știu, crimele comunismului. Vă identificați cu astfel de, un astfel de gest? Noastră, Cred că colegii. bizar a fost
și în interpretarea foarte multor colegi. N-a înțeles mai nimeni din cei cu care am vorbit. Am ascultat și explicațiile pe care le-a dat Liviu Dragnea ulterior. Exact. Nu se potriveau cu gestul. Ideea de, să spunem, de reconciliere și de eliminarea unor eventuale tensiuni din trecut nu se rezolvă în felul ăsta și nu are legătură cu respectivul gest. Foarte mulți au luat-o ca pe o insultă, ca pe o jignire, ca și cum noi ar trebui să ne asumăm crimele regimului comunist sau violențele din timpul Revoluției sau violențele din timpul mineriadelor și să ne socotim vinovați pentru așa ceva, să ne cerem iertare. E o inepție și nu are nicio legătură cu realitatea. Dar, dincolo de chestiunea asta, gestul cu ridicatul în picioare, moment de reculegere pe motiv că n-am făcut-o timp de 25 de ani, este iarăși nepotrivit și, într-un fel, tot ostentativ, tot în ideea de a demonstra ceva, încă nu e foarte clar ce. Pentru că Liviu Dragnea nu e un nou venit în fruntea partidului, nu e o figură nouă pe care n-am cunoscut-o, un luptător dizident, e de 8 ani de zile în conducerea partidului. Dacă ar fi avut asemenea preocupări sau ar fi sesizat că asta îi preocupă pe PSD-iști, nu îl împiedica nimeni să facă o asemenea propunere. Poate că Gioana l-ar fi refuzat, poate că Ponta l-ar fi refuzat. Dar nu mi-a dat până acum impresia Liviu Dragnea că este un luptător anticomunist preocupat de chestiunea regimului comunist în relația cu PSD-ul. Eu nu am fost membru al Partidului Comunist, n-am făcut parte din structurile de conducere, de putere ale vechiului regim. Nu mă simt în niciun fel vinovat. Am trăit și Revoluția, am trăit și perioada de dinainte de 89, care la fel nu au niciun... pentru care nu are niciun fel de semnificație. Când vii și spui că îndrepți PSD-ul cu fața spre viitor, că începi să construiești, să reconstruiești un viitor pentru acest partid, pentru intelectuali, pentru tineri, e foarte greu de explicat ce a fost cu acel gest. Cred că a fost o chestiune mai degrabă forțată, care putea să lipsească, n-avea niciun fel de legătură și mai ales că era și o ironie a sorții la sala Palatului, fosta sala congreselor PCR, să spui că îți ții un moment de reculegere și că îți ceri iertare. Nu cred că a fost o idee foarte bună și, repet, pentru majoritatea celor care am stat de vorbă, părea mai degrabă un gest bizar, de neînțeles. N-am întâlnit pe nimeni care să spună că a făcut bine și că s-a simțit mândru, că s-a ridicat în picioare și că a condamnat crimele comunismului. Interesant, pentru că pe lângă aspectul cu condamnarea comunismului, a mai fost o idee lansată, aceasta cu clarificarea doctrinară. Luate în ansamblu aceste concepte, cel puțin așa văd eu lucrurile, sunt mai puțin al lui Liviu Dragnea și mai mult ale domnului Dâncu. Motiv pentru care din exterior, dar cred că și din interiorul PSD-ului, se percepe ideea că prin domnul Dâncu, grupul de la Cluj reintră în cărți și are un cuvânt important de spus. În ceea ce vă privește, nu în urmă cu mult timp, ați făcut o scrisoare deschisă către exact, în care vorbeați și de către acest grup de la Cluj. Nu tocmai comod ați fost în acea scrisoare. Motiv pentru care astăzi, văzând aceste lucruri și această tendință de intrare în cărți mai mult decât în ultima vreme a grupului de la Cluj, vă reevaluați acea atitudine, acea scrisoare? Credeți că ați făcut o greșeală? Nu, categoric nu. Acum, aveți dreptate, mecanismul ăsta de gândire, reformă în partid prin ruperea de trecut, de un trecut care nu există, de fapt, și pe care nu avem cum să ne asumăm, și cu redefinirea doctrinară, sunt ideile pe care le-am auzit la Vasile Dâncu în ultimii 10 ani periodic, și când a fost ales președinte la PSD Mircea Gioană. De fapt, le mai auzisem un pic și înainte, pe vremea lui Adrian Năstase, dar Adrian Năstase avea o cu totul altă atitudine. Și le-am auzit și după ce Victor Ponta a devenit președinte al partidului. Mie mi se pare că este și neserioasă formula, și contraproductivă, pentru că, dincolo de faptul că Partidul Social Democrat, așa cum este el astăzi, își asumă 120 de ani de democrație prin fuziunea dintre PDSR și PSDR din anul 2000, finalizată în 2001, noi ne revendicăm ca fiind continuatorii unei tradiții de peste 120 de ani. Nu poți să vii să spui că acum trebuie să te redefinești doctrinar.
Pe site-ul partidului este chiar o definiție care spune așa, din punct de vedere doctrinar și ideologic, PSD se definește ca în statutul partidului, în platforma programului, lucrurile astea sunt clarificate. Dacă unii nu au încă foarte clar în cap lucrul ăsta, și o problemă individuală. Interesant, pentru că se percepe că tot partidul ar vrea să se mute unde? Pleacă de pe stânga și se duce mai spre dreapta, spre centru? Aceste formule sunt mai degrabă nespecifice Partidului Social Democrat. Le-au experimentat cei de la PD atunci când au devenit peste noapte din partid de stânga, partid de dreapta, din social-democrați un fel de populari. Mă rog, la vremea respectivă nu era încă foarte cristalizat acest curent, se vorbea mai mult de creștin-democrație, așa cum era la noi PNţCD-ul. Liberalii, foștii liberali, care acum nu mai sunt liberali, ci sunt un fel de liberalo-populari, fostul PNL, care, mă rog, își revendică și ei tradiția de peste 150 de ani, dar au mutat-o sau recosmetizat-o într-o formulă populară europeană, care la origine, să nu uităm, era de esență creștin-democrată, dar hai să spunem că lucrurile astea evoluează și sunt depășite în timp. Dar să vorbești de redefinirea doctrinală la PSD, când Partidul Social-Democrat nu își schimbă principiile și valorile, nu își schimbă identitatea, nici doctrinală, nici din punct de vedere ideologic. E un partid de stânga, asumat, în care valorile și principiile țin de democrația socială, țin de justiția socială, este partidul celor care trăiesc de muncă proprie, este un partid preocupat de echitate și în care statul își asumă niște răspunderi, în care statul are niște obligații certe, care vin din Constituție și din legile statului. Nu un stat minimal, nu un stat indiferent față de cetățean, ci un stat care își asumă obligații. Și din punctul ăsta de vedere, să spui că avem nevoie de o redefinire pentru că ne acuză unii că suntem comuniști sau ne acuză unii că suntem nu știu cum, mi se pare iarăși contraproductiv. E ca și cum ne-am recăutat în buletin să vedem cum ne cheamă și cine ne sunt părinții și unde domiciliem. Lucrurile astea sunt, din punctul meu de vedere, suficient de clare. Mai mult decât atât, când ai un partid de 500.000 de membri, să spui că de-abia de acum culoai nevoie de clarificare doctrinală înseamnă că 500.000 de membri și-au asumat ceva nedefinit, ceva cețos, ceva insuficient clarificat. Ori eu nu cred așa ceva. Sunt, practic, prin continuitate de 25 de ani în partidul ăsta. Am început în februarie 90 cu FSN-ul. Singurul moment de ruptură a fost 92, când am creat FDSN-ul. De atunci încoace există o continuitate. Am și spus de mai multe ori, PSD-ul are practic două momente post-decembriste de fondare. Unul pe linia FSN-FDSN, PDSR, și celălalt prin reînființarea Partidului Social Democrat Român, aripa desființată de regimul de inspirație stalinistă la sfârșitul anilor 40-50, aripa Titel Petrescu. Practic, prin fuziune s-a definitivat acest proces prin care avem un partid de stânga, social-democrat, de factură modernă, de factură europeană, membru al Internaționalei Socialiste, membru al Partidului Socialiștilor Europeni, într-un fel și față de partenerii noștri europeni sau de pe plan internațional. Am creat confuzie. Să spui, știți, vă mulțumim că ne-ați primit ca fiind partid de stânga, dar vedeți că noi nu știm încă foarte bine cine suntem. Deci înțeleg că aveți totuși o viziune diferită cu privire la... Da, și mai mult decât atât. Eu cred că altele erau problemele pe care le așteptau discutate și clarificate membrii de partid. Probleme. Ați vrut să intrați în această cursă, erați aproape sigur unul dintre candidați. Undeva din mers s-a schimbat regula, ca să spunem așa. Cum comentați chestiunea asta? A fost o procedură nefirească. Eu știam, nu era un secret, unii spuneau că de 5 ani e în statut alegerea președintelui de către toți membrii de partid. Le-am spus că nu e de 5 ani, e de 2 ani, dar și asta era o dovadă de superficialitate. Cunoșteam acest sistem, el nu avea o procedură foarte clară de desfășurare. Faptul că se ținuseră deja circa 25 de conferințe județene, înainte de a se introduce o asemenea formulă prin care candidații trebuie să obțină susțineri din organizațiile județene, era nefirească. Totul a părut a fi organizat foarte în scurt. Și n-a mai fost niciun moment pentru o dezbatere reală, pentru viziuni ale candidaților, pentru oferte politice, pentru idei. Unele din ele poate diferite, altele poate convergente sau
care se completau reciproc. Și atunci a fost într-un fel un soi de concurs de popularitate, de notorietate, părea așa mai degrabă o chestiune. Am auzit pe unii din susținătorii lui Liviu Dragnea spunând că e firesc ca domnul Liviu Dragnea să se bucure de o asemenea susținere pentru că este privit cu simpatie, chiar și condamnarea pentru referendum a creat o emoție favorabilă lui și am spus că una e una, alta e alta. Nu e un concurs de popularitate, nu e un concurs de simpatii, nu e un concurs de frumusețe. Aș fi vrut ca oamenii care votează, au votat, sau cel puțin așa pare că au votat, 450.000, aproximativ 450.000 de membri de partid. Era bine să știe ce arme votează, să știe ce oferte politice au candidații, să știe ce idei pun pe masă liderii. Atunci s-ar fi văzut și dacă opiniile liderilor sunt în consonanță cu preocupările membrilor de partid. Dacă ceea ce simt oamenii ca necesități de discuție, de dezbatere, de linie directoare, este și în preocuparea unuia dintre candidați. V-am spus puțin mai devreme, din punctul meu de vedere, chestiunea cu crimele comunismului, chestiunea cu calificarea doctrinară n-au niciun fel de a face cu preocupările PSD-știilor. Și am suficiente discuții în spate, de dezbateri, de analize, de la oameni simpli membri de partid, simpatizanți ai noștri, ca să susțin că nu asta e preocupare. Având în vedere contextul de care am vorbit, va mai fi senatorul Șerban Nicolae o voce atunci când e cazul critică sau obiectivă, să-i spunem, la adresa problemelor care partidul nu este tocmai în regulă atunci când e cazul? Categoric, asta n-am cum să schimb. Aș spune că, știți, dacă partidul nu cred eu că ar trebui să se clarifice doctrinar, nici eu n-ar trebui să mă clarific comportamental. Am să-mi spun punctul de vedere, am să o fac însă în continuare păstrând nu neapărat disciplina de partid, cât onestitatea demersurilor publice. Eu îmi spun, de exemplu, punctul de vedere cu privire la proiectele legislative aflate în dezbaterea Parlamentului în grupul parlamentar. Fie în grupul de la Senat, fie atunci când avem grup reunit, Cameră-Senat, în fața colegilor. Ne-am spus, am fost împotriva alegerii lui Mihai Răzvan Ungureanu ca șef la SIE. Nu din cauza persoanei, ci pentru totul alte argumente, dar erau foarte multe de discutat și atunci. Împotriva strategiei naționale de securitate prezentată de Klaus Iohannis. Am votat și acum împotriva proiectului de lege privind votul prin corespondență. Toate aceste lucruri, din punctul meu de vedere, reprezintă și unele disfuncționalități la nivelul partidului. Ele sunt insuficient dezbătute, sunt adoptate într-o formulă ușor autistă, așa, de genul este singura soluție, am stabilit noi că este singura soluție, nu avem alternativă. Și atunci voi continua să-mi spun punctul de vedere. Și în interiorul partidului, eu am criticat mai multe modificări ale statutului și acum n-am înțeles foarte exact, s-a votat în Congres un set de principii. Bun, prin principiile le putem vota, deși teoretic n-ar trebui să fie votate principii, ca să sunt dincolo de chestiunea de decizie personală, dar nu mi-e foarte clar dacă în felul ăsta am modificat statutul. Sau se înțelege că prin votul dat pe un set de principii se adoptă și modificări la statut. Nu mi se pare foarte în regulă să ai un BPN alcătuit din vicepreședinți aleși în Congres și un număr de secretari regionali care sunt numiți de Comitetul Executiv la propunerea președintelui, într-o formă într-o asta insuficient clarificată. Da, e urma să vă întreb și argumentată, ca să vedem, poate e o soluție bună. Nu aș veni să o resping de planul, nici nu pun o ștampilă de eu știu, de ineficiență sau de inutilitate sau chiar de contraproductivitate unei propuneri fără o dezbatere, dar când lipsește chiar dezbaterea. Explicațiile lui Liviu Dragnea, dacă tot ați atins subiectul ăsta, au fost simple. Dom'le, un om care trebuie să se ocupe de chestiuni importante în teritoriu și are o filială de condus, nu poate să fie și în BPN, să fie vicepreședinte, să fie la curent și cu problemele de la centru. E o teză, însă există și voci care spun altceva în contextul ăsta, care spun, dom'le, Liviu Dragnea și-a asigurat prin acest tip de, cu această formulă de conducere, liniștea, pentru că în loc să aibă alături de el niște lideri vocali din teritoriu, care pe lângă că sunt vocali,
au și în spate niște organizații, deci niște oameni, a luat niște oameni mai puțin obișnuiți, nu neapărat nepregătiți, atenție, dar mai puțin obișnuiți cu chestiunea acestea de management, de conducere, de combatere cu liderul principal și așa mai departe. Care dintre scenarii le vede sau cum poate nu să fie interpretat? Nu cred că e o formulă absolută. În principiu, eu sunt împotriva așezatului pe mai multe scaune. Și le-am mai spus-o și cu altă ocazie, am spus că sunt colegi care prin jocul acesta al funcțiilor a ajuns să ocupe câte trei scaune deodată. Spre exemplu, în vechea organizare în BPN puteai să fii, să zicem, lider de grup, președinte de organizație județeană și vicepreședinte ales la congres. Practic și în BPN și în Comitetul Executiv ar fi trebuit să se muscă vreo trei scaune și să votezi de trei ori dacă era în situația asta, sau președinte de cameră, vicepreședinte, președinte de organizație județeană și așa mai departe. Și atunci, de principiu, am spus că, într-adevăr, e bine să te ocupi de un resort, un anumit domeniu, dând posibilitatea, la un partid de jumătate de milion de membri, trebuie să fie și alții care să poată să ocupe aceste funcții. Dacă ai jumătate de milion de membri și nu ești capabil ca partid să produci lideri, să produci oameni suficient de experimentați și de bine pregătiți, de competenți pentru a ocupa mai multe funcții și să pui unul pe câte două, trei scaune, ceva nu e în regulă. Pe de altă parte însă, în formatul actual, există în structura de vârf a partidului un soi de mix între oameni cu anumită notorietate, cu anumită autoritate personală și cu anumită vechime, cu colegi lipsiți de notorietate. Lipsa asta de notorietate poate să convertească la și în lipsă de autoritate. Eu le-am spus și la congres unor colegi cu care stăm de vorbă, am spus, dacă aș da un extemporal acum, ca pe vremuri, scoateți o foaie de hârtie și un creion și scrieți pe listă toți vicepreședinții partidului, am avut niște surprize colosale. De ce? Pentru că având mulți vicepreședinți, chiar și înainte de congres, fără autoritate, fără notorietatea necesară, pe care oamenii nu-i văd ca pe niște lideri, pe care nu sunt dispuși să-i urmeze, ei și-au rezolvat o problemă, au ajuns vicepreședinți, dar nu le-a folosit la nimic. Și atunci risc să golești de conținut, risc să golești de autoritate o asemenea funcție, care teoretic e la vârful partidului, care face parte din structura centrală de conducere, cea care este operativă, care conduce în mod curent partidul. Și atunci o să fie foarte greu ca cei care sunt necunoscuți, practic, la nivel național mă refer, nu spun jignitor, spun ca o realitate de care bănuiesc că sunt și suficient de conștienți, va fi o muncă foarte grea, foarte îndelungată, să-și capete autoritatea necesară din postura de vicepreședinte și să demonstreze că, de fapt, a fost bine că au fost aleși și că nu funcția de vicepreședinte le-a creat autoritate. Eu aveau, dar nu era foarte cunoscută. Pentru că unii au speculat și ideea că sunt 11 deputați și 2 senatori și atunci ar fi un dezechilibru. Va fi și asta o chestiune de analizat, nu din perspectiva unui echilibru, că nu împărțim proporțional funcțiile, nu e o firmă în care unii au un număr de acțiuni și alții un număr de acțiuni. Suntem toți colegi și gândim în linii mari în aceiași termeni. Dar era vorba de faptul că poți să iei la una decizii în BPN de acțiune în Parlament, iar grupul senatorial să spună, dom'le, dacă ne-ați fi întrebat și voi, noi v-am fi spus că avem altă opinie. Da. Și ați luat o decizie care nu se potrivește cu procedurile noastre, cu modul nostru de gândire, cu ceea ce am lucrat noi până acum în Parlament. Și ar fi trebuit să fie o formă într-asta ceva mai largă și cu oameni care, repet, să aibă în mod natural autoritate, să fie lideri oarecum recunoscuți. De-aia Ion Iliescu, spre exemplu, e un lider indiferent că îi pui și o etichetă de funcție sau nu. Și mai avem un partid, Ioan Mircea Pașcu, dau un exemplu. E o voce în PSD și e un politician respectat și apreciat, deși nu cred că, la momentul ăsta, nu știu dacă mai are vreo funcție în mod formal, alta decât dorește, da. Simplu membru. Dar ai o autoritate, ai o greutate, ca să spun așa, a propriei personalități în partii, se ține cont de punctul tău de vedere, chiar dacă nu ți lipești o etichetă. Pe de altă parte, dacă singurul lucru care legitimează pe unii dintre colegi este această etichetă, că este vicepreședinte nu știu la ce structură, sau că este președinte executiv nu știu unde, sau știu eu ce, o să fie mai dificil. Apropo de etichete, haideți să vedem un pic și cum privesc oamenii din exterior PSD-ul
să intru un pic într-o zonă a justiției, unde oricum dumneavoastră vă pricepeți, aveți și inițiative legislative, dar înainte de toate v-aș întreba. Fosta conducere, Victor Ponta, actuala conducere, Liviu Dragnea, o parte dintre vicepreședinții partidului, nu e număr acum, au probleme cu legea, sub o formă sau alta. Sunt în diferite faze în relație negativă cu justiția. Credeți că această problemă ar putea să aibă repercusiuni la viitoarele alegeri de anul viitor? Mă refer la cum privesc oamenii, totuși partidul, domne, șeful, numărul 1, are un dosar. Cel care a condus partidul are un dosar. Vicepreședinții, la fel. Asta cred că se apreciază de la caz la caz. Eu spun așa, oarecum metaforic, că mă consider un fanatic al legii. Dacă legea spune că trebuie să pleci dintr-o funcție, într-o anumită situație, pleci dintr-o funcție. Dar lucrurile trebuie să fie stabilite prin lege, să fie clare, să fie previzibile. Iar predictibilitatea asta lămurește toate speculațiile. Dacă X are de plecat dintr-o funcție publică, la momentul în care este cercetat, la momentul în care este pus sub urmărire, la momentul în care e trimis în judecată, la momentul în care e condamnat în primă instanță, lucrurile astea trebuie să fie puse în lege și ele se analizează în perspectiva asta. Impactul popular însă al unor aspecte, să spunem, de natură penală în activitatea unor lideri politici este o chestiune mult mai sensibilă și nu cred că cineva a reușit să identifice cu mare precizie niște criterii după care să poți să judeci. Vă dau un exemplu. În 2014, la Mehedinți, județ în care eu am calitate de senator, a fost arestat președintele PSD-ului și președintele Consiliului Județean, Adrian Duicu. Cu toate astea, o lună și jumătate mai târziu, am câștigat zdrobitor. Partidul Social Democrat a câștigat zdrobitor alegerile europarlamentare în Mehedinți. La vremea respectivă, PNL-ul și PD-ul încă erau partide separate și au candidat separat, cu PMP-ul, cu toți ceilalți, cu Mircea Diaconu, candidat independent, care, mă rog, a creat un anumit fenomen în momentul respectiv, și am câștigat 51% la nivel de județ, în contextul în care vă dați seama că adversarii politici au încercat să speculeze pe linia... Unii spun, ca să vă dau un contraargument acum, unii spun că și opoziția la nivelul mehedinților era praf pe românește, așa că ați câștigat și pentru că n-ați avut cu cineva bate la vreme. La reacția opiniei publice. Vă mai dau un exemplu. Am avut alegeri tot în același moment, am avut alegeri parțiale pentru funcția de primar într-o comună, unde fusese un primar PSD, tot cu dosar penal, îndepărtat, arestat, nu mai știu care e situația acum, a candidat fiul lui, tot din partea Partidului Social Democrat. Și am câștigat din primul tur majoritar. E o modă, văd că și PNL-ul practică chestiunea asta. Se aducă niște oameni, chiar dacă au avut probleme cu legea. Cel care a candidat nu avea probleme cu legea. Era fiul fostului primar, dar impactul acelui dosar la nivelul populației nu a creat o problemă politică pentru noi. Lumea nu a perceput că acea problemă de natură juridică, penală, a fostului primar, ar putea să împieteze asupra alegerii fiului său, tot din partea Partidului Social Democrat. Și mai mult decât atât, am stat de vorbă cu oamenii. Sunt situații în care dosarele penale, oricât ar fi de mediatizate și oricât de multă manipulare ar fi cu ocazia mediatizării, pentru că trebuie să o recunoaștem, dosarele penale au o mare doză de manipulare în modul în care sunt prezentate, fie în favoarea celui acuzat, fie împotriva lui și așa mai departe. O formă de manipulare, părerea mea, că există. Dar chiar și în aceste condiții, reacția opiniei publice ne-a dat o anumită imagine. PSD-ul, cu liderul arestat, presupus pentru fapte de corupție, între timp lucrurile s-au mai cernut acolo în respectiva cauză, nu a pierdut în susținerea electoratului din Mehedinți. Mai mult decât atât, în toamnă am avut alegerile prezidențiale. Mehedinți este singurul județ în care Victor Ponta a câștigat în toate localitățile în fața lui Klaus Iohannis și la turul 2. Nu exact o localitate, indiferent cine era primar, indiferent cine era liderul politic de forță în zonă, Victor Ponta în Mehedinți a câștigat în toate localitățile. Nu numai că e caz unic, e singurul județ în care s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că populația nu a perceput... Repet, acolo, la cât cunosc județul, știu că a fost și o problemă în ceea ce privește partea cealaltă, care nu era pregătită deloc. Vedem acum la alegerile de la anul.
Da, bun, poate că e și o criză a liderilor lor, dar asta nu înseamnă, aici era vorba de alegeri prezidențiale. Klaus Iohannis nu avea... Bun, pot să spun că, eu știu, Klaus Iohannis de la Sibiu nu avea cum să aibă foarte mare susținere într-un județ oltenesc cu Mehedinți, dar asta putea să fie valabil și la Olt, și la Dolj, și la Gorj, și la Vâlcea, celelalte județe din Oltenie. Dacă rămânem tot la chestiuni legate de percepție, dar și de organizare, pentru Liviu Dragnea, scenariile sunt simple. Sunt trei variante în ceea ce privește dosarul domniei sale. Achitare, o condamnare cu suspendare sau o condamnare definitivă. Alt scenariu cu executare. Nu există alt scenariu. De câte ori punem în discuție... Ipotetic se poate și să fie trimis spre judecare. Retrimis spre judecare. Dar în contextul ăsta, foarte multe voci întrebate chiar din partea PSD-ului aproape că ignoră scenariul cel mai rău. Este într-adevăr de nedorit, de negândit din punctul de vedere al PSD-ului. Dar totuși, dacă s-ar întâmpla acest scenariu, organizatoric măcar, ce ar trebui să se întâmple cu PSD-ul? Îl preia domnul Zgonea? Se refac alegerile? Ce s-ar întâmpla în cazul mai puțin fericit, repet, al Într-o organizare, așa cum o văd eu, toate ipotezele trebuie luate în calcul. Nu numai pentru cazul ăsta particular al unui lider aflat într-o asemenea situație și discutăm separat de cazul lui Liviu Dragnea, ci în general, spre exemplu, ce faci cu partidul după ce pierzi alegerile prezidențiale? Ce faci cu partidul după ce pierzi alegerile? Ieși de la guvernare. În toate ipotezele, o organizare temeinică ar trebui să prevadă toate aceste ipoteze, în așa fel încât partidul să iasă câștigat sau să iasă suficient de tare, indiferent că pierdem alegerile, că ieșim de la guvernare. Dacă nu avem un scenariu post-alegeri în care luăm în calcul și ipotezele cele mai rele, înseamnă că ne pregătim cum trebuie, pentru că eu vreau ca un partid social-democrat să aibă continuitate, să aibă predictibilitatea carierei, să aibă imagine de perspectivă, pierdem alegerile, ieșim de la guvernare. Nu stăm să bâșbâim, să căutăm, să vedem atunci ce e de făcut, ci avem resursele pregătite în așa fel încât să continuăm activitatea ca partid de opoziție și să ne prezentăm în forță la alegerile următoare. Lucrul ăsta trebuie pus în calcul și atunci când sunt ipoteze de genul ăsta. În ceea ce vezi pe Liviu Dragnea, eu cred că el însuși ar trebui să-și ia în calcul toate ipotezele, inclusiv din perspectivă personală, dar și din perspectiva de președinte al Partidului Social Democrat. Pentru că e totuși un lider cu vechime, e un lider cu autoritate și nu cred că ar fi atât de superficial încât să spună, domnule, nu știu, dacă, Doamne ferește, mi se întâmplă ceva rău, să fii sănătoși, nu mă interesează. Am cu totul alte probleme mai importante ca să mă mai preocupe și soarta PSD-ului. În moment pur teoretic, se asigură un interimat de către președintele executiv, dar eu cred că ar trebui să ajungă la o nouă alegere, pentru că atunci când ai președintele partidului ales prin votul tuturor membrilor și în statut e o formulare imprecisă și poate ar trebui corectată, pe de o parte înțelegem toți că noi am vrut ca președintele partidului să fie rezultatul unui proces electoral la care participă toți membrii de partid sau li se oferă posibilitatea să participe fiecare membru de partid. Așa cum e formulat acum. Impresia că președintele PSD-ului e ales de către toți membrii. Cine nu are participare de 100% și vot 100% nu ar putea fi președinte. Dar în condițiile în care ai o asemenea procedură, nu poți să conduci partidul fiind ales într-un congres. Ar trebui ca să se asigure un interimat și în cel mai scurt timp să se posibil să se organizeze noi alegeri la nivelul întregii țări. Dacă, eu știu, în ipoteza cea mai nedorită pentru PSD, pentru mine, pentru oricare membru normal la cap, să spun așa, din Partidul Social Democrat, s-ar ajunge la o situație neplăcută pentru Liviu Dragnea. Eu cred că e foarte puțin probabil să se întâmple ceva rău cu Liviu Dragnea în asemenea dosar. Chiar dacă unii vor trebui să recunoască că au greșit, că n-a fost nicio lovitură de stat, că n-a fost niciun atac la Constituție, că n-a fost niciun fel de atac la democrație, că n-a făcut decât să organizeze o participare la vot care presupune o exprimare a voinței populare. Nu i-a spus oamenilor cum să voteze, nu i-a forțat să voteze pentru o anumită opțiune. Băsescu însuși, într-o primă fază, până când se ajunge la concluzia că vrea să rămână președinte la masa verdele, cerea oamenilor să iasă la vot și să voteze împotriva demiterii sale. Chiar spunea, nu vreau să rămân președinte la masa verde. Aia e la Liga lui Mitică.
Deci el însuși, public, de la garaj, cerea oamenilor să iasă la vot, să fie prezent, să-și exprime punctul de vedere. Faptul că și-a schimbat strategia de acțiune nu înseamnă că a fost, cum să vă zic eu, partea unui același tip de proces infracțional, după care a redevenit cinstit, onest și a respectat legea. Nu. A mobilizat oamenii la vot, a mobilizat oamenii să-și exprime punctul de vedere, din punctul meu, din opinia mea, nu poate să fie în niciun caz o infracțiune. Dacă sunt alte elemente, aia e altceva. Dacă a scoate oamenii la vot prin procedere, prin procedere ilegale, trebuie pedepsit, aia e o altă chestiune. Deocamdată însă n-am văzut. Oricum ar fi și cu orice conducere și orice structură organizatorică, PSD-ul are la anul alegeri, la fel ca toate partidele în România. Prima întrebare legată de alegeri ar fi, credeți că ar fi bine pentru PSD să candideze singur sau să-și asume că ia pe lângă el vreuna din formațiunile care astăzi sunt în componență la guvernare? Aici cred că înțelegeți că mă refer la UNPR sau la ALDE. Abia aici ajungem la ceea ce văd eu că îi preocupă cu adevărat pe PSD-iști. Primele două lucruri pe care le-am întâlnit în toate discuțiile pe care le-am avut cu membrii simpli de partid, așa cum sunt și eu, neavând nicio funcție și eu sunt tot un simplu membru de partid, primele două chestiuni sunt acestea. Dacă rămânem la guvernare, cu, bineînțeles, opțiunea să rămânem la guvernare, această echipă a lui Victor Ponta să continue guvernarea, să-și ducă mandatul până la capăt și să încheie ciclul guvernamental așa cum el prevăzut în Constituție, a doua fiind cum ne prezentăm în alegeri. Exact aceasta e preocupare. La asta, dacă vreți, era mai degrabă de răspuns. De dat un răspuns, care este viziunea noii conduceri, care este viziunea noilor lideri. A dumneavoastră care este? Conducerea deocamdată nu s-a pronunțat. Eu cred că atunci când ești într-o coaliție de guvernare, există, dacă vreți, un echilibru, ar trebui să existe un echilibru în abordare. În mod natural, Partidul Social Democrat resimte nevoia de a candida prin forțe proprii, de a candida cu candidații PSD, pe liste proprii și de a-și asuma o asemenea candidatură, o asemenea statură electorală. Pe de altă parte, însă, avem și niște aliați. Nu trebuie să transformăm alegerile locale, că acolo o să fie principala problemă, într-un instrument de conflict în interiorul coaliției de guvernare. Pentru că dacă într-o localitate candidează doi oameni la funcția de primar, unul de la PSD și unul din oricare din celelalte partide, de la UNPR sau de la ALDE, și acolo se ajunge la conflicte, se ajunge la acuzații, în general se amestecă lucrurile, chiar dacă se candidează pentru primărie sau pentru Consiliul Județean, se amestecă chestiunile guvernamentale, ați văzut și la președinție, se discută de pensii, se discută de salariile profesorilor și ale medicilor, deși n-au nicio legătură astea cu președintele sau cu primarul, și să se transforme o asemenea dezbatere într-un conflict în interiorul coaliției sau în acuzații care să producă fricțiuni suficient de grave. Și atunci eu aș merge pe o formulă de echilibru, în ce sens? Printr-o negociere cât se poate de onestă și cât se poate deschisă, atât cu UNPR-ul cât și cu ALDE, să identificăm acele zone unde Partidul Social Democrat candidează pe liste proprii, fără niciun fel de coaliție, acele zone unde se merge pe un candidat, atunci unde e vorba de funcții de primar, pe un candidat unic susținut de mai multe partide, și acolo unde se merge pe fiecare pe compropriu. Se spune, dom'le, avem și situații de adversitate. Un astfel de exemplu a fost dat chiar de Alianța DA în 2004, cred, când aveau candidați comuni ai Alianței în toate marile orașe, la Brașov a fost un candidat al PNL-ului, Ioan Ghișe, primar în funcție, da, și un candidat scripcarul al PD-ului. Asta și cel al PD-ului. Da. Asta nu i-a împiedicat să funcționeze Alianța DA în continuare, să câștige guvernarea, mă rog, cu manevrele cunoscute la sfârșitul anului 2004, să-și vadă în continuare de treabă, acum să se reunească, chiar dacă strict Ioan Ghișe are o poziție oarecum individuală în construcția asta a noului PNL. Nu știu dacă e membru al noului PNL sau ALDE sau independent total. Că este un independent afiliat, aș spune eu astăzi. Da. Dar și situația de la Cluj are câteva aspecte de același tip, unde PNL-ul și PD-ul au avut o serie întreagă de conflicte. Astăzi aflu că
se pleca în președintele încă în funcție al Consiliului Județean și a anunțat trecerea la UNPR, dar din cauza conflictelor cu propriul partid, având și niște contre cu cei lideri, de la PD, lideri de la PD, și atunci, dacă suntem onești și separăm lucrurile și ne clarificăm în așa fel încât să nu fie niciunul prejudiciat dintre partidele aflate la coaliția de guvernare, pentru că nu poți să sacrifici guvernarea de dragul oricărui lider la nivel local. De exemplu, București. E un punct foarte sensibil. Un candidat de forță din partea stângii ar trebui să fie susținut, din punctul meu de vedere, și de Partidul Social Democrat și de UNPR, pe cât posibil și de ALDE, chiar dacă nu este un partid de stângă. Pentru că e un punct cheie, un punct foarte important. Și atunci, un candidat al Partidului Social Democrat sau un candidat independent sau ar trebui să întrunească un sprijin mai larg. București a fost dintotdeauna o problemă pentru PSD, un pic atipică joacă. De gestiune. A fost o chestiune de gestiune. Vă dați seama că pentru mine, ca PSD-ist, a fost foarte nuanțată situația în anul 2000. În anul 2000, venind pe fondul acela anti-CDR, Partidul Social Democrat, mă rog, PDSR se numea atunci, Partidul Democrației Sociale din România, a câștigat toate sectoarele capitalei, majoritatea și în Consiliul General și în consiliile locale ale sectoarelor, dar a pierdut în turul 2 la funcția de primar general al capitalei între Sorin Oprescu și Traian Băsescu. Au fost atunci foarte multe speculații că, de fapt, PDSR-ul ar fi câștigat și această funcție dacă n-ar fi fost niște aranjamente nu foarte lămurite, nu foarte explicite, nu foarte corecte, ca să spun așa. A mai fost situația din 2012 de la Cluj, unde USL-ul, cu mici excepții, gen Arad sau Alba Iulia, a dominat majoritatea alegerilor locale. De altfel, s-a păstrat această forță și la alegerile parlamentare. Am câștigat în zone unde poate n-am fi ajuns foarte ușor la funcția de primar, în mari orașe, împărțind cu colegii noștri liberali aceste funcții. La Cluj, în mod surprinzător, a câștigat Emil Boc, cel răsturnat practic de la guvernare prin presiune populară, pentru că ceea ce s-a întâmplat în Parlament n-a fost decât o extensie a șirului prelungit de manifestări publice din ianuarie-februarie 2012, și în mod surprinzător, din neînțelegeri, din presupuse aranjamente pe plan local, din cauze nu foarte bine definite, USL-ul, colos la vremea respectivă, forță politică zdrobitoare, pierde alegerile și nu candidând cu un tip antipatic, nu candidând cu un tip lipsit de notorietate, ci a avut la candidatură la primărie pe Nicoară, fostul președinte al Consiliului Județean. Da. Deci un tip cunoscut, un tip care câștigase președinția Consiliului Județean pe cont propriu, deci nu era o problemă de candidat. Domnul câștigat... senator, ultimele două întrebări, una cel puțin foarte scurtă. Un pronostic pe care îl puteți da dumneavoastră astăzi în ceea ce privește rezultatul alegerilor pentru PSD, așa cum o candida el, singur sau cu aliați, la alegerile generale. Eu cred că va rămâne cea mai importantă forță politică a României și sper că va găsi post electoral și sprijinul necesar pentru a-și continua proiectele. Și deci o cifră local, la nivel, așa facem pronostic? E greu de spus. Dacă, eu mi-am propus, dacă aș fi ajuns președintele Partidului Social Democrat, fixasem un obiectiv în sensul în care Partidul Social Democrat nu poate coborâ, indiferent de alegeri, sub 35%. Indiferent de situație, eu cred că un partid de stânga într-o țară ca România nu poate coborâ sub 35%. Obiectivul, bineînțeles, în sus, ca să spun așa, depășea 40%, chiar mai mult. Eu mi-aș dori și cred că așa ar fi firesc. Totuși, suntem o țară cu un popor și cu un stat în care este nevoie de o asumare publică a obligațiilor statului față de cetățeni. Și atunci stânga ar trebui să domine, din punctul meu de vedere. Nu e un stat de asistat social, nu e un stat tătuc, ci e un stat cu obligații. Și într-un stat cu obligații față de cetățeni, într-un stat care nu întoarce spatele cetățenilor, căruia nu e indiferentă soarta fiecărui cetățean al său, stânga ar trebui să fie dominantă. Înțeleg. Dar am spus că în toate variantele, cu toate frământările din interior, cu toate frământările din coaliția de guvernare, cu toate conflictele dintre lideri, dacă e cazul, deși ar fi de nedorit,
cu toate aceste influențe negative și cu toată carisma și, eu știu, popularitatea pe care ar scoate-o candidații adverși, Partidul Social Democrat nu are voie să coboare sub 35%. Înțeleg. Și ultima întrebare. Se vorbește de o reevaluare a miniștrilor pe surse chiar de o remaniere. Să presupunem că s-ar întâmpla acest lucru și că într-un viitor guvern, tot PSD, vi s-ar propune o funcție de ministru. Ați fi de acord să faceți echipă cu Liviu Dragnea sau cu cel pe care l-a desemnat prim-ministru în contextul ăla? Și dacă nu, care sunt proiectele de viitor personale, politice, ale dumneavoastră? Nu e atât de simplu. Echipa guvernamentală trebuie să răspundă în principal la două cerințe. Una de echipă armonizată, omogenă, care acționează. Nu e o colecție de individualități. Nu e o colecție ca și cum mai avea o echipă în care joacă Hagi, Messi, Ronaldo și eu știu, cel mai bun pe fiecare post. E vorba de un ansamblu care trebuie să funcționeze. E vorba de o echipă care comunică și care se completează între membrii. Pe de o parte, iar pe de altă parte, e o situație neobișnuită. Ar mai fi o echipă guvernamentală pentru aproximativ un an de zile. Își fixează niște obiective. Trebuie să vezi care sunt obiectivele, care sunt prioritățile, care mai sunt pașii pe care... Pentru că nu poți să faci planul pe termen lung, nu poți să propui reforme care necesită ani, nu poți să previzionezi foarte mult. Câte vreme știi că e un an de zile în care se întâmplă să treci peste o iarnă, se întâmplă să vină niște alegeri locale cu gradul lor de influență și cu populism și cu frământări și cu tot felul de schimbări pe jocul politic, cu o vacanță ca la român, românul lasă orice când e vorba de vacanță, și cu alegeri parlamentare în toamnă, de asemenea cu un ansamblu de conotații. Eu am fost ministru pentru relația cu Parlamentul în ultimele 7-8 luni ale guvernului Năstase. Veneam de la Cotroceni din postura de consilier de stat și am discutat atunci cu premierul. Era foarte clar, aveam un soi de foaie de parcurs și eu, partea mea de ministru pentru relația cu Parlamentul, erau aproximativ 100 de legi care trebuiau adoptate de Parlament ca să închidem capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Ceea ce îmi revenea mie era să mă asigur că 100 de legi trec de Parlament. Jumătate nu erau nici măcar scrise. Și asta era în iunie 2004. Am fost îngrozit într-o primă fază. Am spus, dom'le, vine vacanța parlamentară, după care mai avem 2 luni în care jumătate din parlamentari se gândesc ce o să facă ei după alegeri pentru că nu mai sunt pe liste. Cum să îi aduc la Parlament, să-i pun să voteze, să dezbat aceste proiecte, să fiu sigur că sunt dispuși să mai lucreze. Am găsit înțelegere, au fost niște parlamentari pentru care am tot respectul, au participat la dezbatere, repet, jumătate din ei n-au mai intrat în Parlament. Aveau cu totul alte proiecte important pentru România. Am finalizat și am dat toate acele proiecte trecute de Parlament. Asta era obligația pe care ne-o asumasem, chiar cu riscul de a face unele corecții după aia, chiar cu riscul de a președintele României de la acea vreme să facă unele obiecțiuni la unele dintre proiecte, dar Parlamentul și-a făcut treaba și eu ca ministru am putut să spun în ceea ce mă privește, foaia de parcurs a fost îndeplinită. De aia trebuie să fixez niște obiective, trebuie să fixez niște repere, ca să spui că faci o remaniere, nu știu, în decembrie, în ianuarie, poate acum în noiembrie, habar n-am, dar să fie una făcută rațional și care să eficientizeze. Dacă faci remanier doar, nu știu, ca să schimb pe Ionescu Popescu, fără să fie foarte clar de ce, nu o să fie foarte eficient. Până una altă, echipa guvernamentală lucrează omogen, chiar cu oameni mai puțin cunoscuți, cu oameni cu o vizibilitate destul de scăzută. Cel de la fonduri europene, pe care mulți poate nici nu știu cum îl cheamă, chiar în interiorul Parlamentului. Cel de la transporturi, nu știu, alți miniștri de diverse domenii, eu îi cunosc, mi-e greu să dau exemple pentru că ar părea că eu nu-i știu, dar vă dați seama că mă ocup cu politica. În exterior se vede altfel lucru. Chiar fără notorietatea la care te-ai așteptat la un ministru, fără vizibilitatea la care te-ai așteptat la un ministru, e o echipă omogenă, e o echipă care n-a dat rateuri, care nu are conflicte în interior, care nu s-a blocat în proiectele mari pe motiv că miniștrii nu s-au înțeles între ei sau pentru că au apărut divergențe insurmontabile. Și atunci, echipa guvernamentală trebuie apreciată în primul rând de capitanul de echipă, de primus inter pares. Primul dintre egali e Ponta. El trebuie să spună dacă are vreo problemă cu vreun ministru, dacă e nemulțumit de performanțele guvernamentale ale unui ministru. În conlucrare cu partidul care spune, domne,
În Parlament se vede altfel, viziunea noastră politică e puțin diferită de ce face, să zicem, ca Cajanciuc la justiție sau nici mai știu, aici dacă dai nume, dai impresia că te-ai luat de ei personal. Dau exemple de oameni. Am văzut și eu speculațiile cu Bănicioiu, cu Rovana Plumb, cu Matache, cu Nica, mă rog. Păi, atunci vă mulțumesc mult, domnul senator, și vă propun să mai facem o radiografie a celor personaje, care or mai fi sau nu, cu proxima ocazie în studioul nostru la PS News. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim, Guata.